Cu toate că valoarea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor legislației în muncă a crescut simțitor, iar controalele inspectorilor de muncă sunt din ce în ce mai dese, totuși mai sunt angajatori care continuă să folosească munca la negru sau să nu respecte drepturile muncitorilor în speranța că nu vor fi descoperiți. Dar se înșală. În această săptămână, inspectorii ITM din județul Hunedoara au efectuat 72 de verificări în domeniul construcțiilor, iar în urma abaterilor constatate au aplicat 75 de sancțiuni contravenționale, dar și amenzi în valoare de 162.000 de lei. În un număr de 72 de controle au fost efectuate în domeniile relațiilor de muncă, precum și a sănătății și securității în muncă, aplicându-se un număr de 75 de sancțiuni contravenționale în valoare de 162.000 de lei, 19 amenzi, dintre care 100.000 de lei reprezintă amenzi pentru munca nedeclarată. S-au verificat în domeniul SSM a modului de aplicare a planului de prevenire și protecție, modul de realizare a măsurilor tehnice, organizatorice și de altă natură menționate în plan, modul în care angajatorii respectă prevederile legale și realizează măsurile de sănătate și securitate în muncă, iar la domeniul relațiilor de muncă, garantarea în plata salariului minim brut pe țară, majorarea salariului pentru salariații care timp de 24 de luni, începând cu 1 ianuarie 2022, au lucrat la același angajator, durata timpului de muncă, munca fără forme legale, după cum spuneam și înainte, chiar am descoperit 5 persoane care foloseau munca fără forme legale și, nu în ultimul rând, de pauze săptămânale. Inspectorii de muncă din județul Hunedoara efectuează în fiecare săptămână controale la firme din diferite domenii de activitate.